Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele teme ale zilei. Director CEO reținut de DNA. Dosarul mitei de sute de mii de euro vizează alte două persoane. Începe vacanța de Paște, ultima vacanță a elevilor din acest an școlar. Se deschide târgul de miei la Târgu Jiu. Acesta va fi deschis în săptămâna de dinaintea Paștelui. Descinderile efectuate joi la sediul complexului energetic Oltenia și la domiciliile unor persoane s-au lăsat cu reținerea unui director din cadrul companiei. Procurorii DNA au emis un mandat pentru 24 de ore pe numele lui Cătălin Liviu Stănculescu, directorul Direcției Energie pentru Trafic de Influență în formă continuată. Anchetatorii au cerut arestarea preventivă a directorului reținut și au dispus măsura controlului judiciar pe 60 de zile față de administratorul unei societăți comerciale cercetat pentru dare de mită. Conform datelor comunicate de DNA, în perioada 25.07.2022, 23.03.2023, la diferite intervale de timp, directorul Cătălin Liviu Stănculescu ar fi primit în mod direct suma de 13.000 de euro de la administratorul unei societăți aflate în raporturi contractuale cu CEO. În schimbul banii, șeful Direcției Energie a dat asigurări că va determina directoratul să urgenteze plata facturilor emise de Societatea Omului de Afaceri. Administratorul, pus sub control judiciar, este acuzat că s-a întâlnit cu un director al companiei și a propus o șpagă de 200.000 de euro. La data de 6.1.2024, în municipiul București, în incinta unui restaurant, celălalt inculpat, cercetat în prezenta cauză, ar fi promis unei persoane din conducerea unei companii de stat, martor în cauză, suma de 200.000 de euro în legătură cu atribuirea către societatea inculpatului în condiții neconcurențiale a unui contract în valoare de 1.000.000 de euro, având ca obiect lucrări de demolare și gestionare deșeuri. Cu aceeași ocazie, inculpatul i-ar fi indicat martorului și modalitatea prin care urma să intre în posesia contractului, respectiv trucarea procedurii de achiziție prin inserarea în caietul de sarcini a unor cerințe preferențiale care să avantajeze societatea inculpatului. Procurorii au instituit măsuri asiguratorii asupra conturilor bancare ale directorului Stănculescu pentru garantarea confiscării sumei de 13.000 de euro. Alte două persoane fizice sunt cercetate în dosarul instrumentat de DNA. Ieri, anchetatorii au efectuat percheziții în 7 locații din București și din județele Sibiu, Gorj, Ilfov și Dolj. Elevii intră în vacanță astăzi după terminarea cursurilor, iar în bănci se vor întoarce în data de 8 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Potrivit programului anunțat de Ministerul Educației, elevii vor avea vacanță în săptămâna patimilor și se vor întoarce la școală în a treia zi de Paște. Prin excepție pentru clasele a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a 8-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe data de 14 iunie. Pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie pe data de 28 iunie. Ultima pauză pentru elevi a fost în luna februarie, când s-a desfășurat vacanța de schi. Durata acesteia a fost de o săptămână, stabilită la nivelul fiecărui județ, de către inspectoratele școlare. Începând de mâine, 27 aprilie 2024 și până în data de 7 mai 2024, elevii se află în ceea ce numim în mod tradițional vacanța de Paște. Așadar, aceștia vor reveni la școală începând cu data de 8 mai 2024, data la care debutează și modulul 5 de învățare. Vacanța de Paște din acest an se va întinde pe o perioadă de 10 zile. După aceasta, elevii se vor reîntoarce la școală pentru modulul 5 al anului școlar, care va dura aproximativ o lună și jumătate până pe data de 22 iunie, când va începe vacanța de vară pentru copii. Ieri, Biroul Electoral de Circumscripție Județean Gorj a pronunțat decizia numărul 1 de respingere a protocolului de constituire a Alianței Electorale AUR. Conform acestei decizii, protocolul Alianței Electorale supus analizei în vederea înregistrării nu este contrasemnat de conducerile organizațiilor vizate de respectiva alianță electorală, iar în forma analizată nu îndeplinește condițiile de formă precizate. AUR Gorj a transmis un comunicat de presă nesemnat, dar asumat de președinta interimară Ionelia Priescu, prin care arată că în scopul eliminării confuziilor create și pentru corecta informare a electoratului, organizația județeană a partidului Alianța pentru Unirea Românilor, prin vocea doamnei președinte interimar Ionelia Priescu, face câteva precizări necesare.
Decizia Beș-Gorj din data de 22.04.2024 nu vizează existența și drepturile electorale ale organizațiilor locale ale Partidului Aur Gorj și ale Partidului Republican. Respingerea protocolului de constituire a unei alianțe electorale între cele două partide distincte nu afectează parcursul electoral al acestor două formațiuni independente și nu duce la eliminarea din cursa electorală a acestora, așa după cum eronat susțin adversarii politici prin intermediul unor publicații și televiziuni. Constituirea unei alianțe electorale la nivelul județului ar fi acordat posibilitate unor oameni bine pregătiți de a candida pentru binele cetățenilor, beneficiind de sprijinul Partidului Aur. Candidații Aur continuă cu succes activitatea de depunere a dosarelor de candidaturi la birourile electorale de circumscripție și sunt determinați să depășească toate obstacolele generate de desemnarea la conducere a unor birouri electorale de circumscripție locală a funcționarilor publici, subordonați primarilor în funcție, aspect total discriminatoriu, lipsit de logică și moralitate. Prin prisma acestui fapt și urmarea deciziei Beș-Gorj, putem concluziona faptul că legislația electorală confuză, birocrația excesiv, precum și regulile interpretabile stabilite de către coaliția toxică aflată la guvernare au ca unic scop hărțuirea, limitarea vizibilității și eliminarea din cursa electorală a formațiunilor politice din opoziție și a candidaților independenți. Autoritățile locale din Târgu Jiu anunță deschiderea platformei destinată comercializării mieilor pentru sărbătorile pascale în cadrul Târgului Litovoi, în vechea locație de pe Alea Digului. Acesta va funcționa în perioada 29 aprilie-3 mai, între orele 7 și 19, iar sâmbătă, 4 mai, între orele 7 și 12. Platforma măsoară o suprafață de 324 de metri pătrați și va fi amenajată de Societatea Edilitara. Activitatea comercianților va fi permanent supravegheată de reprezentanții DSV. Așa cum am obișnuit pe cetățenii din municipiul Târgu Jiu și nu numai, pentru că de acolo vin să comercializeze carnea de miel mult mai mulți cetățeni din localitățile învecinate, începând cu data de 29 aprilie până pe data de 4 mai se va organiza târgul de sacrificare a mieilor pe malul Jiului, la târgul Litovoi, așa cum îl cunosc cetățenii care și în anii trecuți veneau în acea zonă. Este aceeași locație pe care o aveam și în anii trecuți. Sunt așteptați atât comercianți cât și cumpărători care să se prezinte în număr cât mai mare. Avem tot mai multe mașini pe drumurile din județ de la un an la altul. Numărul autoturismelor a crescut în Gorj cu mai bine de o treime și asta se vede în trafic. Numărul mașinilor crește continuu. La nivel național sunt peste 10 milioane de autoturisme înregistrate, iar în județul nostru avem cu aproximativ 35% mai mult. În ultimii ani cel puțin, numărul de vehicule sau autovehicule care au fost înregistrate în județul Gorj a crescut cu un procent de aproximativ 30-35%. Aici incluzând toate vehiculele, inclusiv cu ajutorul programului Rabla, vehiculele noi, vehicule uzate, transfer de proprietate și așa mai departe. Deci, într-un cuvânt, activitatea pe linie de matriculări a crescut. La Serviciul Județean de Înmatriculări de la Târgu Jiu, cei care vor să-și înscrie mașinile obțin programări de pe o zi pe alta. Suntem cu o programare la înmatriculare după zi pe alta, deci asta înseamnă 24 de ore, maxim 72 de ore în condiții în care sunt zile nelucrătoare sau zile de vinerea, sâmbăta. Duminica, sâmbăta și duminica, astfel încât rog toți cetățenii județului Gorj care vor să înmatriculeze sau să transfere proprietatea unui vehicul sau să preschimbe un certificat de matriculare sau a plăcuțelor de matriculare, pentru că vedeți că sunt mai multe operațiuni care țin de activitatea de matriculări, a văzut că are numerele deteriorate, nu trebuie să stai ca în stradă polițistul rutier să te oprească să-ți dea și amendă să și rețină plăcuțele pentru a fi că sunt deteriorate, să vină să solicite preschimbarea plăcuțelor sau a certificatului dacă e deteriorat, să-și facă transferul de proprietate în termenul prevăzut de lege și cum știți de 2 ani de zile, nu mai este de 30 de zile termenul de matriculare de la data când ai dobândit un vehicul, ci e 90 de zile. Plăcuțele cu numerele de înmatriculare se obțin pe loc. Doar în cazul celor preferențiale, eliberarea se face după amiază, dar tot în acea zi. Am trecut la o procedură foarte rapidă, astfel încât trebuie să te prezinți la ghișeu. În 5 minute ai plecat cu dovada și cu documentele. Dacă soliciți numere la rând sau nu schimbi numerele de pe mașină, automat pleci cu ele pe loc. Dacă soliciți numere la preferință, achiziți contravaloarea numerului la preferință la ghișeu, după care, după ora 2:30, se ridică și plăcuțele cu numere. Deci, cum vedeți, procedura este foarte rapidă și, din informațiile pe care le dețin, nici alte țări nu au o procedură mai rapidă ca la noi.
Deci nu mai este, cum auzeam tot timpul, că trebuie să stau o săptămână, două, trei, să mă duc azi să depun acte, să vin peste 7 zile să ridic numerele. Nu. Din totalul mașinilor înmatriculate de români, nici jumătate nu sunt noi. Aproape 60% dintre proprietarii de autoturisme dețin mașini la mâna a doua. Numărul pensionarilor este cu aproape 2000 mai mare în județul Gorj față de cel al angajaților. Situația este creată de oferta neatractivă a locurilor de muncă, puține și slab plătite, dar și de legea care a diminuat vârsta de pensionare a angajaților din minerit și energie. Situație anormală pentru o economie stabilă. Numărul salariaților a scăzut sub cel al pensionarilor. Gorjenii care au un loc de muncă sunt cu 2000 mai puțin decât cei ieșiți din câmpul muncii. Datele statistice confirmă anomalia. Efectivul salariaților, de exemplu, din economia județului la sfârșitul lunii februarie 2024 a fost de 79.717 persoane, în creștere cu 160 de persoane față de luna precedentă. Deci am reținut 79.717 efectivul, iar numărul de pensionari date disponibile la nivel de trimestru, nu se calculează lunar. Numărul de pensionari în trimestru 4-2023 a fost de 81.529 de persoane. Deci cam cu aproape 2000 și ceva de persoane mai mult numărul pensionarilor. Reprezentanții Direcției Județene de Statistică spun că diferența s-ar putea mări odată cu aplicarea noii legislații în materie de pensionari. Probabil vor crește cu noile legi care sunt ceva mai benefice din punct de vedere al calculului, va crește. Și mai ales am văzut din de fiecare dată sectorul energetic va fi un segment care va alimenta destul consistent numărul de pensionari. În ultimul an, numărul persoanelor care s-au pensionat a crescut în județul Gorj după punerea în aplicare a legii 197, care prevede reducerea vârstei de pensionare pentru angajații complexului energetic Oltenia. Vremea răcoroasă și mohorâtă din ultima săptămână se apropie de final. Temperaturile vor crește începând din weekend, iar primele zile din luna mai vor aduce o vreme frumoasă, cu maxime de până la 26-27 de grade. Totuși, ploile s-ar putea întoarce de Paște. Circulația atmosferică se schimbă brusc zilele acestea. După o perioadă cu presiune atmosferică scăzută, ploi și frig, un câmp de presiune ridicată va cuprinde jumătatea estică a Europei, aducând o îmbunătățire semnificativă a vremii. Temperaturile vor crește rapid încă din weekend. Pragul de 25 de grade Celsius va fi depășit de florii, mai ales în vestul țării, în timp ce la începutul săptămânii viitoare sunt așteptate maxime de până la 26-27 de grade Celsius. Soarele va străluci toată ziua în multe locuri din țară, iar șansele de ploaie vor fi foarte reduse. În general, cel mai cald va fi în partea de vest a României, mai ales în Banat și Crișana, dar temperaturile vor fi peste medie și în regiunile nordice și centrale. Nici în sud și est nu va fi răcoare, dar aici termometrele vor arăta valori apropiate de cele normale pentru această perioadă anului. Chiar de 1 mai, o depresiune se va apropia dinspre vest, dar încă nu este clar în ce măsură va afecta și țara noastră. Cel mai probabil, vremea va rămâne caldă și plăcută în mare parte din țară, dar local vor fi posibile unele averse slabe. Prognozele actuale indică temperaturi maxime între 20 și 26 de grade pentru ziua de 1 mai. Condiții similare sunt așteptate și în a doua parte a săptămânii, doar că vor fi ceva mai mulți nori pe cer, iar riscul de ploi și furtuni ar putea crește ușor. Temperaturile se vor menține la valori similare, în jur de 22-26 de grade Celsius, dar pe litoral vor fi zile și mai reci în funcție de direcția vântului. Estimările actuale nu arată la fel de bine și pentru perioada Paștelui. Unele modele meteorologice anticipează ploi pe are extinse, posibil chiar în ziua de Paște, dar și o răcire ușoară a vremii. Totuși, există scenarii și mai optimiste care sugerează că vremea va rămâne caldă și în perioada sărbătorilor pascale, iar ploile nu vor dura prea mult. Urmează grupajul de știri pe scurt. În ședința care a avut loc ieri, guvernul a adoptat hotărârea ce permite plata pensiilor înainte de sărbătorile pascale. Adoptăm hotărârea de guvern care ne permite plata pensiilor înaintea sărbătorilor de Paști. Este un gest firesc de respect față de pensionarii României. Știu că va fi foarte multă muncă în ministere, case de pensii, poștă, bănci, dar cred că toți cei implicați, care au un părinte, o bunică sau un unchi, își dau seama cât de mult contează acest gest, mai ales înaintea celei mai mari sărbători creștinești, a declarat Marcel Ciolacu în ședința de guvern.
Liberalii Gorjeni organizează și anul acesta un frumos eveniment dedicat copiilor în preajma Florilor. Căutarea Comorii de Paști, aflat la a doua ediție, va avea loc în Parcul Coloanei Infinitului din Târgu Jiu, mâine 27 aprilie, între orele 16 și 19. În situația în care vremea va fi ploioasă, ori condițiile meteo nefavorabile, va avea loc o reprogramare ce va fi anunțat în timp util. Conform anunțului organizatorilor, evenimentul va consta în diverse activități dedicate micuților, precum dansuri și jocuri interactive, pictură pe față, baloane de săpun, mascote, personaje, vată pe băț, cabină foto, tobogane, vânătoare de ouă. Anul trecut, de eveniment s-au bucurat câteva sute de copii. Vă așteptăm un număr cât mai mare să ne bucurăm împreună de apropierea sărbătorilor, transmit reprezentanții PNL Gorj. Domnilor și domnilor, jurnalul TV Sud a ajuns la final. Numele meu este Diana Țigu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!